Vorbim astăzi despre firele imperceptibile care leagă un tată de fiica sa, despre dragostea împărtășită și sacrificiile nespuse ce fac dintr-un părinte un super erou. Binecuvântarea de a ști pentru cine trudești, dorul care te încearcă de fiecare dată când abia ce se închide ușa casei. Tată și fiică, o singură inimă bătând în două trupuri. Așa este povestea invitaților mei de astăzi. Tatăl, un virtuos al viorii, un maestru al sunetului prețios capabil să transmită, și fiica, o prezență delicată încălzind cu vocea sa inimi înghețate. Așadar, celui care este și compozitor și dirijor, deopotrivă orchestrator, dar și un excepțional violonist, Marian Alexandru și fiicei Alina Alexandru, le spun bine ați venit! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! O raritate așa să fiți deschis la un dialog, maestre. Mulțumim pentru că ați acceptat să ne oferiți din timpul foarte prețios pe care l-aveți la dispoziție. Doar că multe lucruri nu sunt la vedere sau nu vă plac aplauzele. Dacă dăm așa un search pe Google, da. Marian Alexandru, este muzica de peste tot, de orice fel, de la populară până la romanță, la cafe, concert, dar mai puțin povestea din spatele viorii. Da, într-adevăr, dar nu cred că există artist să nu-i placă aplauze. Sigur că îmi plac aplauzele, dar m-am emoționat puțin de prezentarea asta așa a ta. Păi extraordinar nici nu se putea de frumoasă, să fie altfel, mai ales că sunteți noi astăzi în asemenea formulă. Mulțumim tare mult! Cu drag! Am venit cu mare plăcere și cu mare drag. Și vin tot timpul, mai ales în echipa voastră de aici, de la Etno TV. Dincolo de privirea blândă, începem și, zic așa, de la muzica populară la romanță, apoi cafe-concert și muzica veche a Bucureștiului și nu numai. De unde a început muzica la Marian Alexandru? Da, ar trebui să încep de fapt cu, pentru mine am început cu muzica lăutărească. Așa. Da, dat fiind faptul că sunt a patra generație, fiica mea devenind a cincea generație din care noi facem parte de lăutari, muzicanți, că na, totul se dezvoltă și ajunge la un alt mod de a te exprima poate mai bine, dar vreau să spun că am plecat de la muzica lăutărească. La mine, pe prisp, acolo, la mine, la Arțari, în satul Arțari, fiind foarte mulți lăutari la acel moment, era o bucurie, era o, nu știu, am fost norocos de mic, vreau să spun că am fost înconjurat de lăutari și muzicieni chiar deosebiți. O să ajung să spun la un moment dat nume mari în muzica lăutărească, în folclor, în romanțe, în absolut tot. Dar de acolo am plecat, de la muzica lăutărească, arătându-mi bunicul meu care mi-a fost mentor. Cum îl chema pe bunicul? Aurel. Belcea Aurel. Așa? Da. Belcea Aurel, care era, practic, el era mult mai învățat față de lăutarii care existau la momentul ăla. Avea o școală de muzică? Avea o școală de muzică. El făcuse ceva muzică în București și s-a retras la un moment dat în Arțar, unde s-a căsătorit, unde a făcut copii și a rămas acolo. A rămas acolo. După care lui zicea că ar fi profesorul satului. Dar avea darul de la Dumnezeu de a arăta, cel puțin lui tatăl meu, tot bunicul mi-a arătat cu acordeonul. Neștiind că îi va deveni ginerele la un moment dat. Deci bunicul acordeonist, avea să îi predea sau să-l inițieze în muzică pe cel care avea să-i devină ginere. Da, exact așa s-a întâmplat. Și majoritatea lăutarilor învățau la bunicul meu acolo. Și plus de asta că făceau ore de muzică și la școală, chiar dacă era școala, cum să zic, de stat, dar el venea, fără să primească niciun ban, se ducea la orele de muzică și participa extra față de orele care le aveau copiii atunci. Am înțeles. Da. Și cum a furat meserie nepotul? Sau poate nici păi nepotul n-a vrut să cânte la vioară. N-a vrut să cânte. Nu i-a plăcut vioara de niciun fel. Ce instrument i-a plăcut? Țambal. Lui? Țambalul. Țambalul i-a plăcut și la un moment dat mama și tata, ca să scape de mine, m-au dus, era în clasa a doua, a treia, m-au dus la nașilor
care unul dintre ei cânta cu țambalul. Și m-a pus să bat acolo și probabil ca să mă satisfacă pe mine, ca să mă întoarcă din nou totuși la vioară. Și într-adevăr, pe urmă am scăpat de ideea asta și cumva m-a reîntras iarăși la vioară. Țambalul, nefiind un izioșu, că e un instrument foarte greu. E greu și la propriu instrument și de percuție, figurat. Dar da, mi se pare da, foarte greu. Da, dar ei au făcut asta, părinții mei, ca să scap eu de ideea asta. Că eu vroiam țambal, vroiam țambal, dar deja cântam la vioară, vreau să spun. Am înțeles. Aveam vreo 6 ani jumate. Era mai simplu, poate, că țambalul nu presupunea o anumită poziție, nu? Nu știu, așa vedeam eu lucrurile atunci. Da. Așa, dar rezonat. Ei, de obicei, și bănuiesc că și tu știi lucrul ăsta, într-o familie de lăutari, dacă noi am fost 4 copii, nu m-a pus întâmplător pe mine la vioară. Fratele meu cântă la clarinet, tata la acordeon. Deci era nevoie de o completare. Era, da, de o completare a orchestrei acolo, da, de un taraf. Da, da. Da. E, între timp îți dai seama că am descoperit fel de fel de sonorități de la instrument, dar tata și mama nu s-a așteptat, pentru că ei la un moment dat, eu eram clasa întâia acolo la Arțari, și a trebuit să mute cumva în București, pentru că aia a fost o mișcare foarte importantă pentru noi, că dacă rămâneam acolo, cine știe ce... Hotărător. Hotărător pentru sensul vieții al fiecărui copil. Și cred că am stat mai mult de 1 an jumate, după care a venit și părinții mei și eu deja cântam la vioară muzică lăutărească, că de fapt de la asta am plecat. Debutul a fost cu muzica lăutărească. Muzica lăutărească, da, da. Totuși, astăzi, Marian Alexandru, un dirijor de prestigiu național și internațional, foarte accesat de foarte mulți soliști. Cum s-a ajuns la folclor? Când a ținut pentru prima dată sau când a ținut pentru prima dată bagheta în mână Marian Alexandru? Da, sunt niște scări care eu, Dumnezeu mi le-a ropsit așa pas cu pas. Într-o ordine cronologică. Da, așa aș vrea să spun, clar, într-o ordine cronologică să parcurg cât de cât. După clasa a doua, după ce ne-am mutat în București cu familia, am urmat școala de muzică numărul 2, din sectorul 2, până în clasa 7. Ca să spun clar care este pregătirea mea. Da, și noi suntem foarte curioși, da, mai cu seamă pentru că aceste date nu se găsesc cu mare ușurință. Am făcut acești 7 ani de muzică, de fapt, chiar 6 pot să spun, după care am intrat printr-un examen la Dinu Lipati, paralel cu școala de muzică și cu liceul, asta am făcut până în clasa 8-a, până am intrat la Dinu Lipati. Eram colaborator la ansamblul Tinerimea Română, unde acolo am fost atât de norocos să cunosc atâția muzicanți, atâția oameni talentați, adică am fost înconjurat de oameni super buni și la caracter și foarte buni instrumentiști. Acum, până să ajung la baghetă, cum spui tu, dai seama că mai e. Sunt atâtea și atâtea lucruri de spus. Am avut un dirijor foarte bun, Gheorghe Popa se numește, care, dacă s-o uita, îl transmit multă sănătate și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Ar fi foarte mulți oameni care trebuie să le mulțumesc, dar probabil că o să am timp să spun asta. Avem răgază. Care m-a ajutat foarte tare. Foarte tare. Bun. Al treilea lucru care îl făceam în paralel cu muzica, eu de la 14 ani și un pic, tata deja mă lua la nuntă. La evenimente private. La evenimente. La evenimente, că viața nu era atât de ușoară. Bine, nici acum, dar mai ales atunci el muncea singur, având 4 copii. S-a gândit, stai puțin, că dacă mai iau pe altul cu vioara, mai bine să vină o parte de bani și să ne ajutăm aici cu copii. Și atunci... Mi-a fost foarte greu. Bine, eu iubeam muzica lăutărească, deja cântam folclor, acum că aveam ajutorul de aici, de la ansamblu Tinerimea Română, dar mergeam și la nuntă, unde acolo mă simțeam cel mai bine. Acolo, cu tata la nuntă și cu lăutarea așa printre mine și cu toată lumea adunată la evenimente. Și la un moment dat am dat treapta întâi la George Enescu și am picat, că nici nu aveam timp să mă pregătesc. Sunt convinsă că era destul de greu, copil fiind. Dar vreau să spun că eu n-am avut niciun regret în toată treaba asta, poate părinții mei, pentru că dar nu puteam face mai mult, pur și simplu nu puteam face mai mult la momentul ăla. Adică să cânti și clasicul, să te duci, pentru că adevărul este în felul următor. Înainte să făcea școala, așa cum știți și voi foarte bine, era foarte serios în ceea ce... Și până atunci am renunțat. Erau foarte puține locuri. Da, am renunțat și
am urmat într-adevăr școala mai departe, dar nu de muzică. Am făcut la Seral vreo 4 ani sau 5 ani de zile. Între timp, viața mea a mers pe acest segment. Folclor, muzică lăutărească, cu romanțe, cu cafe, concert. Și norocul meu este tot timpul că am fost înconjurat de oameni foarte buni și profesional. Dar se uitau la mine într-atâtea oameni că, na, acum și eu, după atâta experiență, mă uit între 50 de oameni și dacă îi ascult cum cântă, îmi dau seama dacă ăla poate să facă ceva în viitor și să aibă toate aceste calități de a merge, de a merge foarte bine în ceea ce vor ei să facă. Și au fost foarte mulți oameni care au avut încredere în mine. Iată, poveri cu care Marian Alexandru a plecat de acasă, încă din frage de vârstă, așa, pentru că nu era lucru ușor să mergi și la școală, să mergi și la ansamblu, să mergi și la evenimente private. Acum, pentru că Alina are un astfel de tată, a ajuns cu astfel de notoritate, o astfel de rezonanță, bănuiesc că povara nu este aceeași, dar există o altă povară, cea a numelui. Cum este, Alina, să fii fiica omului minunat, mult apreciat, atât în rândul celor care fac parte din domeniul ăsta al muzicii, cât și al oamenilor de rând, publicul care, uite, în scop terapeutic, se bucură de muzica pe care dirijorul Marian Alexandru o compune, o creează, o șlefuiește, o aduce în stadiu final. Cum este să fii fiica lui Marian Alexandru? Este superb, dar în același timp este foarte greu. Pentru că ai pe umeri treaba asta, trebuie să te ridici la un nivel pe care lumea l-așteaptă de la tine. Adică ești fiica maestrului Marian Alexandru. Trebuie să fii și tu acolo, undeva. Mie și cred că cel mai greu este să-l mulțumesc pe el, dintre toată lumea. Deci ca să fii tu mulțumită, e strâns legată mulțumirea ta personală de mulțumirea sau aprecierea tatălui. Da, cum și este foarte Marian greu. Alexandru ca tată? Este un tată aspru? Nu, e cred că cel mai bun tată din lume. E foarte blând. Se vede după privire blând. Și asta din totdeauna. Deci, și... se vede după privire, dar să știi că anumiți oameni când îl văd prima oară, li se pare că este un om foarte dur. Din punct de vedere profesional, s-ar putea să fie foarte contrastant. Cum e, maestre? Da, ea are dreptate, dar și tu ai dreptate. Multă lume, până să mă cunoască, adică la prima vedere, că pe urmă mi-au mărturisit. Au spus că le era teamă să se apropie, să vorbească, să dezvolte un subiect. Și pe unul și-au dat seama că se înșelau. Și s-au înșelat, pentru că nu sunt așa. Nu știu și eu, aș vrea să mă schimb, dar nu pot. Poate e doar un scut și inconștient îl avem, cred să ne toată protejăm. Lumea poate au acest scut. Dar s-a adeverit că sunt un om foarte bun. Și câteodată foarte e prea bun. Și ce spune? De ce zici prea bun? Când e prea bun? Dă-ne un exemplu de situație. Când tatăl sau dirijorul Marian Alexandru e... Bine, e o graniță foarte subtilă, pentru că tu ești tratată cu generozitate, l-ai tot timpul, l-ai permanent. Nu l-am permanent. Nu l-am avut niciodată permanent. Deci există, iată, un tribut pe care Marian Alexandru îl plătește, așa cum spuneam și la început de emisiune, se închide ușa și poate că inima îi se frânge atunci când la braț e cu dorul de copil. Când ai spus lucrul ăsta, chiar m-a emoționat foarte tare, pentru că așa este. Ce tribut plătește sau a plătit în toți anii ăștia până acum și de aici înainte, doar că timpul trece, copiii cresc, Alina lăcrimează. Da. Și ce tribut plătește Marian Alexandru când iese pe ușă? Și rămâne Alina micuță, la 3 ani, la 5 ani, la 10 ani, la 15 ani, poate că nici măcar nu poate să fie prezent datorită contractelor, a solicitărilor, să fie prezent poate la momente foarte importante din viața propriului copil. Un pic întrerupt. Când aveam vreo 6 luni, până la 6 luni, nu știu, când am scos primul cuvânt, eu nu îi spuneam lui tata. Îi spuneam unchiului meu. Lui îi spuneam nenea, pentru că eu nu știam. Nu mă el era atât de mult plecat de acasă, încât eu nu știam că el e tata. Veneam să zic,
vă zic repede, oricum trebuie să vorbească ea. 3 săptămâni, veneam 3 zile, iar plecam o lună, iar o săptămână. 6 luni? Da. Unde o lună? Unde 6 luni? În afară? În străinătate, da. În străinătate. Da. Erau foarte multe contracte. Și aici intervine rolul mamei. Iată, doamna care de-a lungul vieții v-a însuțit și care va... Păi ea a fost și mama și tată la un moment dat. Dar asta trebuia să țină locul și de... Da? Nu știu. Când v-ați întâlni prima dată? Că, uite, tu vorbești de 6 luni, dar tatăl cu fiica când s-au întâlnit? A fost un moment, nu pot să-l uit nici măla și vi-l spun acum. Plecasem 3 luni încuveit și avea o lună jumătate. Nu. Ba da. O lună jumătate, 2 luni. Și la un moment dat, când am ajuns acasă după acest turneu, o ținea Mihaela la etajul 3, știi, ca să o văd, că deja nu vreau să o văd. Și avea așa ca un palmier de la în cap și m-am emoționat atât de tare, îți dai seama că am plâns, deja mă duse jos din mașină. Știi, eu am plâns până am urcat toate scările alea să o văd. La o lună și jumătate. Nu, ea, când m-am întors, avea 3 luni jumătate. 3 luni și jumătate. Da, da. Oricum era schimbată, pentru că bebelul și de la o zi la alta schimbată, se transformă. Da. Era acum, să vedem ce facem. Nu. Abia ne auzeam la telefon. Bun, zicea nena, când ai zis tata prima dată? Mi se pare un subiect extrem de sensibil și... Dar cred că tata a zis prima oară. Păi am spus tata prima oară, dar nu i-am spus lui. I-am spus unchiului meu, fratelui. Da. Care cel mai probabil că... Câți frați are Marian Alexandru? Am 2 surori și un frate. Noi suntem 4. 4. Da. Să fiți sănătoși. Și probabil că, da, cu siguranță asta a fost. Dacă ăla venea să supravegheze totuși ce face Mihaela, nepoată sa, știi? Dacă are nevoie de... Da, și dacă îl vedea pe el, zicea tată. Da, tata sau știu eu. Dar oricum sunteți mi-a rămas singurul, nu singurul, singurul acum dintre frați care cântă? Frații cântă și ei, nu, surorile cochetează? Fratele meu cântă, nepoții mei cântă, fetele mai puțin. Fetele mai familie, puțin. Da. Și sora tatălui meu, și cea mică, cântă foarte frumos, dar numai că nu s-a dus spre partea asta. Păi nu s-a dus, că așa a fost la noi, tata. Așa a fost, în sensul că fetele să nu cânte. A fost o chestie... Ce ar fi vrut tata pentru fete, să zicem, dacă nu pentru să fie pe partea asta muzicală? Cum este văzută partea feminină, să zicem, într-o să-și familie de muzicieni? Să-și facă o familie, să dea de un băiat, de un lăutar bun, cum erau, astea sunt cuvintele lor, nu ale mele, da? Da. Mama, povețe, cel puțin, da? Să ai un băiat bun, care să fie un lăutar bun, să te respecte, să te iubească și tu să stai acasă, să ai grijă de copii și să îi educi. Să le ofere afecțiune, dragoste. Da. Bine, n-a fost așa, îți dai seama. În mare parte, da, dar timpurile se schimbă. Uite, Alina cântă. Alina, știm că ea cântă și exact cum și spunea mai devreme, nu e lucru ușor să cânți atunci când ești fata lui Marian Alexandru, pentru că există niște standarde pe care le impune atât tatăl, cât și cei care sunt martori, nu? Că exact. Asta ziceai că e... Când ai hotărât prima dată să cânți, Alinuța? Păi am început de la 5 ani. Tata nu a fost de acord să mă duc la liceul de muzică. Ușor. El fiind de în meseria asta, da? Probabil n-a vrut să dau de greul, în ghilimele, pe care l-a dus el. Vezi, tu pui ghilimelele raportându-te la ziua de astăzi. La ziua dar de astăzi. A vremurilor în care... Au existat mai de mult despre o anumite asprime, o anumită severitate, oboseala acumulată. Acum poate că e mult mai comod, mai lejer. Deci tata a vrut să te protejeze într-un fel. Și mama a fost cea care a insistat, nu, eu îmi dau fata la liceul de muzică, se duce la Dinu Lipati. Da, a fost un subiect destul de discutat, să spun așa, pentru că eu, având experiența care o aveam și la momentul ăla, am zis, să chinui atât de mult, viitorul nu știi cum e. Dar Mihaela a insistat foarte tare, nu, trebuie să facă și ea muzică, că e frumos, bun, înțelegeam toate lucrurile astea eu, știi, normal. E frumos să fie apreciat, e frumos să ai bucurie. Sigur, celor... dar pe urmă, în același timp, ai și dezamăgiri, pentru că o să fie atâtea concursuri și tu, mai ales soția mea, tu nu știi ce înseamnă să ai dezamăgiri în momentul în care... Și am întâmpinat dezamăgiri, în sensul că s-a ducea la concursul, nu la premiul, la al doilea. Și ea, probabil, în mintea ei, eu eram de unul. Astea sunt dezamăgiri, dar
mergi mai departe. Eu am, în mintea mea era să evit toate lucrurile astea și să fac altceva. Până la urmă, mai păsa... Și am început la 5 ani. Vorbit de mama Alinei acum. Asta da. Am curiozitatea. Când ați cunoscut-o pe mama Alinei? Pe doamna Mihaela Alexandru. Păi, și în ce context? Și cum a fost povestea de dragoste? Pentru că aveți o căsnicie... A fost destul de simplu, să știi. Ia uzi. Da. Și amuzantă, într-un fel. Și amuzantă, da. Ia vă rugăm să dezvoltați un pic. Eu am făcut... După stagiul militar care l-am făcut la Bacău. Asta știam, că da. Armata a fost la Bacău. Și m-am angajat prin examen la ansamblu Ciocărlia. Aveam 19 ani jumătate, aproape 20 de ani. M-a mai trecut ceva timp, un an, doi, trei, după care acolo la noi la ansamblu există un bar, un restaurant. Ea lucra acolo ca ospătar, ca barman. M-am dus să beau și eu o cafea cu băieții, cum după repetiție, știi cum se obișnuiește, o zi, două, trei. Și la un moment dat, de la o țigare, parcă, nu? Nu mai avea țigări și i-am oferit un pachet de Kent. Adică l-am lăsat pe masă și nu mă interesa, am plecat. Și probabil ea a văzut, dar mă uitam la ea, adică îmi plăcea de ea, nu pot să spun că nu. Ce a observat Marian Alexandru la cea care avea să-i devină soție? Nu știu, era mai deosebită, practic de tot ce vedeam eu până la momentul ăla. Atentă, foarte atentă, așa, cel puțin cu mine atunci, în momentele alea, când... Și vorbeam foarte mult împreună. Am simțit eu că este omul care face... O nu să beați foarte multă cafea, maestre? Foarte mult. Tot înădind așa țigările foarte, de dragul? Foarte multă cafea și țigări, care și acum, așa-i? La momentul ăsta, este același lucru. Da. Și așa ați cunoscut-o? Așa, da. S-a terminat armata sau... În fine, da, au fost vremurile început, care au fost și acolo un pic de tensiune. Am început să ieșim la cafea, la... să ne descoperim unul pe altul, să știm familia. Și la un moment dat, în 94, mi-aduc aminte, ne cunoșteam de vreo 2 ani, dacă nu de 3 ani în urmă, 2-3 ani, am avut un turneu în America cu ansamblu Ciocărlia și a fost un accident foarte grav atunci. Nu se știa nimic cine a scăpat, cine n-a scăpat, a fost foarte nasol. Și când mulțumesc lui Dumnezeu, de asta am zis că sunt norocos, am mai avut și eu tot felul de lucruri de astea. Noi suntem expuși artiști la... Vorbiți de ansamblu Ciocărlia, de ansamblu da? Ciocărlia, care, da. Bun, am scăpat cu viață de acolo și asta e o altă poveste. Și a început să plâng atât de tare, în hohote, cu noduri în gât, că nu știu ce, că era frică că nu mai... Și de atunci, practic, legătura noastră s-a strâns definitiv. Din momentul în care am venit de acolo și, pe urmă, o aveți devenit... atunci pe Alina? Nu. Nu aveți atunci pe Alina. Alina, când ești? În 98? Da. Niciodată nu știu anul. Știu că e în mai pe 19. Iarăși. Pe cuvântul meu. Zodia Taur. Da. Prietenii mii de la camile râd, dar așa este. 98. În 98 ați fost, cum să zic eu, cuceritori prin gestul pe care l-ați făcut înainte de a intra în direct în emisiune, năsuc, nu știu ce, cu momentele de tandrețe care există între dirijorul Marian Alexandru, da, și Alina. Da, astea la un moment dat denaturau și mici certuri pe acasă, pentru că îi mai spuneam Mihaelei, dacă are 24 de ani, 23. Livile, nu mai râdem atât. Ce vrei, că asta vreau să spun. Timpul nu are relevanță. Timp în care, eu nu știu dacă am văzut-o 5 ani, 6 ani, dacă-i adun. Asta vreau să spun. Și atunci, Mihaela, că fii și tu mai altfel cu ea, păi ce pot să-i spun dacă eu vin după 3 luni? Ce vrei să-i fac, știi? Și făceam năsuc de asta. Și nimeni convenea. Sau multe da, alte chestii. Pentru telespectatori, da. Atingerea nasurilor, făceam și eu lucrul ăsta cu smaranda și se mai întâmplă și acum, din când în când. În semn de dragoste și prețuire și tandrețe. Da. Să vorbim un pic despre momentul căsătoriei, despre prima... Cum a șerut-o în căsătorie pe soție? Ați fost la părinți? N-ați fost la părinți? Nu. Nu, n-a existat. E mult mai simplu ăsta lucrurile. Mult mai simplu. Deci așa, simplu. O conexiune. N-ați depus și un efort, noi cred că am maestre? Stat împreună până să facem pasul ăsta să ne căsătorim mai mult de vreo 3 ani. Nu știu, că nu vreau să... O să zic că, mai că dacă nu mai știu nimic. Dar cred că așa.
vreo 3 ani, care mergeam și la părinții ei, ea mergea la mine, mai stăteam pe la mine, ba pe la ei, pe urmă, la un moment dat, au început lucrurile să denatureze în sensul. Părinții ei o certau pe ea, păi ce faci? Știi? Păi ori acolo, stai, ori acolo, da, este cade după o anumită vreme. La mine mama la un moment dat, că pleacă de acasă odată, gata, ce faci? Ai de aproape 30 de ani, pleacă, dă-i drumul. Și cu răsfățul ăsta, tatonarea asta, așa, în prelungiri. Și până la urmă, da. Și v-ați însurat. Și a aflat că este însărcinată cu mine în ziua anunții. Da. Oh, ce frumos. Așa cum e. Ați aflat și ce ați simțit? Câtă surprindere. Eu mă bucur că vă întâlniți aici la emisiunea Sub Lupă. Dar asta vorba despre lucrurile astea. Nu, că acum chiar e... Ia vă rugăm să vorbiți așa. Deci ați aflat despre... Da, ei s-a făcut rău, pe urmă, după nuntă, Mihaile. Da, în biserică, de fapt, în biserică. Așa. A continuat nunta și, pe urmă, da, a descoperit că venise bebe. Venea bebe. Bebe fiind băiat, de fapt. Ce ați simțit? Ia, ați fi vrut bebe fiind băiat. Bebe a fost băiat până în ziua nașterii. Da. V-ați dorit un băiat? Da. Păi dacă așa mi-a zis nebunul ăla de doctor. Așa v-a zis, nu? Da. Domnul Alexandru, aveți un băiat extraordinar. Extraordinar și tot ce trebuie. Adică, oh, bine, domnul doctor. Oricum să aveți certitudinea că nu ați fi fost iubit nici 10% din cât vă iubește Alina. Pentru că relația asta dintre tată și fiică este ceva colosal. Eu știu de la Smaranda, spre exemplu, cu taică său. E ceva, se contopesc într-o singură privire și vezi așa cum izbucnește dragostea, dă năvală, e ca o lavă a unui vulcan. E adevărat. Așa este. Și ce ați zis când ați aflat că, de fapt, vă așteptați să vină feciorul și a fost o fetiță? M-am certat cu doctorul. Te-a luat pe doctor de gât. Ce i-a zis Mariana? Și eram, luase o nebună de aia de acolo, de la spital. Eu acum vorbesc, de obicei nu vorbesc așa, dar mă simt atât de relaxat. Da, știi? Păi așa trebuie, da. Că așa era, așa au stat lucrurile. Așa, ce i-a zis doctorului? Îmi zicea aia, Marine, că știau, era acolo lângă mine, uite... Acum naște nevasta. Bine, haide, vrei să bei ceva? I-am zis lui aia, că da, dă-mi bani. Și-a luat o sticlă de vodcă și a venit cu sticla de vodcă, vrei și tu, dă-și mie o gură, eu. Băut și, urmă, aia, l-alta a băut ea vodcă, aia se duce dracu repede, gata, băiat. Pe urmă, vine înapoi, că nu e al tău, nu e, altă naștere. Iar s-a dus aia, că gata, e băiat. Extraordinar. Da, și pe urmă a venit doctorul. Domnul Alexandru, îmi pare rău, dar să știți că... Nu e fetiță. Și m-am dus la... Bine, toate emoțiile alea și... Da, s-au strâns. Și Mihaela era foarte... Mi-a arătat-o, pe urmă. Mi-a plăcut și de mine. Și i-a zis, uite, vezi ce frumoasă e? Și i-a zis, nu e frumos. Și aia plângea, Mihaela, și nu poți să fie așa. Asta a fost, așa s-a întâmplat, dar după care... Da, am mai auzit povestite astfel de reacții când părintele și nu numai în rândul taților și în rândul mamelor să-și vadă copilul abia născut și e drept că nu e definitivat, nu e foarte bine conturat și atunci să zici, oh, ce urât e, că nu e... Nu, m-am purtat ca un... Asta la început, că după aia... Da, atunci nu m-am purtat bine, ce să fac, asta a fost reacția, știi, că ea plângea de bucurie, știi, și... Într-adevăr, mama când a văzut, oh, ce seamănă mama cu tine, ce de părare. Mama a vrut să-l culce în pătuț pe tata. Îmi luase pătuț ca la orice copil. Așa. Și mama e foarte supărată. Cum adică să doarmă copilul în pătuț? Dorm tu în pătuț dacă vrei, nu doarme copilul. Aia erau așa grijile alea de... Firești până una alta, pentru că e o bucurie să ai. Se spune că bucuria de nepoți sau iubirea pentru nepoți este de două ori mai mare. Păi este. De două ori mai mare decât cea pentru propriul copil. Atunci când avântat în anii tinereții ești nevoit, cum a zis, să pleci, să cânti, să te duci, să închizi ușa, da. să-ți iei dorul cu tine la purtător, să nu știe nimeni decât Dumnezeu ce e în sufletul tău și să fie nevoie să ajungi în fața unor oameni care se așteaptă să le vindeci starea poate mai puțin bună pe care o au, să le insufli sentimentul ăsta de bucurie, de speranță, de fericire. Acum, Alina... Care a fost prețul, maestre? Aveți să vă reproșați ceva? Cred că singurul lucru care l-aș reproșa, ce-mi vine acum în minte și în suflet și... Poate că dacă s-ar mai fi întâmplat odată lucrul ăsta, dacă aș mai avea posibilitatea, cred că aș sta mai mult cu ei. Cred că le-a lipsit foarte tare acest lucru și...
n-aș mai face. Probabil că aș renunța la multe chestii, în sensul că atâta muncă care am avut-o eu, foarte comprimată de vreo 30 ceva de ani, da, 30 ceva de ani, mai ales de când intrasem și cu maestru Gheorghe Zamfir și cu atâți artiști care și tu îi știi foarte bine, și nu prea am stat cu ei. Și n-am putut măcar să le ofer mai mult de o vacanță pe an, de o săptămână. Asta a fost cam tot ce am putut eu să ofer eu, din punctul meu de vedere fizic, vreau să spun. Adică să stau cu ei. Alina are o astfel de suferință, că nu degeaba a lăcrimat așa la început, când ai zis, nu, eu nu l-am avut pe tata. Da, păi, dacă mă mulțumesc și pe mine, pentru că asta reproșez eu. Dar în același timp n-am făcut-o decât să ai voie cam tot ce le trebuie, asta să știe, și nu dau, cum vreau să vă spun, că și pentru meseria mea, pentru că o iubesc foarte tare. Este un lucru nobil și fără această meserie, da, nu m-aș fi definit eu. Ce a schimbat în sufletul lui Marin Alexandru de-a lungul, eu zic și Marin pentru că ambele variante, Marin, Marian Alexandru, ce a schimbat muzica de-a lungul anilor în suflet? M-a schimbat total. Ce aspirații erau? Visa vreodată Marian Alexandru că avea să ajungă să fie atât de iubit și de îndrăgit și de poate invidiat de oameni mai puțin putincioși, ca să zic, care și-ar dori și care tind și ei spre înălțimile astea sau spre nivelul la care ați ajuns? Nu pot să spun că nu mi-am dorit lucruri, mai ales de când am început să conștientizez ce înseamnă într-adevăr această meserie. Și cum am spus mai devreme, dacă am avut norocul să fiu înconjurat de atâta lume bună și artiști deosebiți și muzicați deosebiți, la început nu-mi dădeam seama dacă unde mă duce pe mine acest Când s-a produs? Când a fost momentul ăla? Momentul a fost în anul 90. 1990. Ce s-a întâmplat în anul 1990? Deci era clar că și până în anul 1990 aveam tot felul de colaborări, dar care erau, să zic, la un anumit nivel. După ce m-a cooptat Ștefan Bucur, șeful unei formații deosebite, așa, sunt convins că multă lume, mai ales din domeniul artistic, știe despre ce este vorba, m-a cooptat în această formație și acest om mi-a schimbat viața artistică total. M-a pus, cum s-ar zice, pe drumul ăla corect al muzicii, al artistului, al respectului, al caracterului, a tot ce înseamnă să țină de... Și am început să mă definez din ce în ce mai mult ca persoană, ca artist, să văd lucrurile mult mai în serios. Mult mai ce în serios. Este obligatoriu să aibă un om care... Iată, este ca dumneavoastră. Ca să ajungă la succes sau să ajungă la această împlinire profesională. Seriozitate, răbdare, înțelepciune, poate... Seriozitate, muncă, răbdare de multe ori. Sunt atâția factori care participă la succesul unui artist. Și până la urmă să nu ne dăm niciodată bătuți în ceea ce vrem să facem, mai ales dacă Dumnezeu ne-a dat haruri. După această perioadă, că vreau să revin puțin cu Ștefan Bucur. Vă rog. El a decedat la ceva timp, la vreo 6-7 ani de zile. În același timp colaboram și cu maestru Gheorghe Zamfir, care de câte ori am ocazia îl salut cu cel mai mare drag și onoare pe acest om minunat. Nădăjduim să avem și noi prezența în emisiunea noastră. O să vină, cu siguranță o să vină, sunt convins. După care am fost tot prin examen cooptat să iau postul de dirijor, că apropo îmi pusese și această întrebare. Așa. Da. Nu eram pregătit pentru treaba asta. Nu vreau să fac lucrul ăsta. Eram obișnuit și atât de fericit cu sonoritățile care erau la momentul ăla pentru mine. Făceam parte dintr-o orchestră. Top. Mergeam și la înregistrări, făceam în privat înregistrări.
După care a trebuit să iau... Bun, am luat postul acesta de dirijor. Tot înconjurat de oameni foarte buni, de alți oameni care pe mine m-au inspirat. M-am inspirat foarte tare tot felul de compozitori, dirijori. Cum ar fi? Constantin Arglinte, Florian Economu, Ionel Budișteanu, Ștefan Bucur, nu în ultimul rând, maestru Gheorghe Zamfir. Am învățat foarte multe de la acești oameni. Foarte multe, foarte, foarte multe lucruri care țin de succes, să zic. Și că eu sunt convins că în toți acești ani ai mei de muncă am inspirat oameni și asta e marea mea bucurie. Am inspirat și... Și i-ați și încurajat, pentru că... Foarte mult, foarte enorm mult. Enorm contează să privești. Cred că nu încurajez pe Alina cât încurajez oamenii cu care lucrez cu ei. Probabil, da, mă rog, e altfel de relație. Revenind la viața personală, care ar fi rețeta sau nedespărțirii a fericirii pământene trăite pentru totdeauna? Vai de mine, vai. Nu există? Există? Vai de mine, vai. Există obstacole în calea fericirii. Ce înseamnă fericirea pentru Marian Alexandru? Unde găsește el fericirea? Sincer. Eu știu asta. Pentru mine fericirea, nu știu cum să-i spun. Nu știu dacă am simțit-o. Poate o bucurie imensă. Așa. Dar fericirea... Poate deci o fericirea secundă, trebuie să fie mai presus de o bucurie imensă. Eu cred că da. Și ce ar putea să fie? Păi, nu știu. Avem clipă de fericire când suntem împreună cu familia mea, cu nepotul meu. Deci există zâmbim. Fericire atunci da. Când vă uitați în ochii Alinei. Atunci este fericire, da. Da. Este fericire. Trebuie să le spun telespectatorilor că am avut un pretext pentru această ediție și am rugat invitații să aștearnă câteva rânduri de mulțumire unul altuia, ei neștiind unul de celălalt. Și am să o rog pe Alina, în următoarele momente, să dea glas acestor gânduri așezate, acestor rânduri, adresate tatălui, cu cea mai mare dragoste. Alina? Că acum e declarație de dragoste, exact, da? Este declarație de dragoste. Poți să te uiți la mine. Cea mai frumoasă. Și acum fericirea, iată. Tata mi-a oferit cel mai mare dar pe care îl poate primi cineva. A crezut în mine. Dacă i-ați deschide portofelul, ați vedea acolo poze cu mine și mama. Nu mă pot gândi la o dorință mai puternică din copilărie. Asta chiar e. Decât aceea în care așteptam să ajung acasă pentru a mă strânge în brațe. Gata. Este eroul meu, nu pentru momentele de fericire petrecute, nici pentru felul în care m-a învățat ce e bine și ce e rău, nici pentru îmbărățișările și dragostea oferită în fiecare zi, ci pentru că a iubit-o și iubește pe mama, făcându-mă părtașă la cea mai frumoasă poveste de dragoste. M-a ascultat atunci când nimeni nu avea răbdare să o facă, m-a înțeles atunci când păream de neînțeles, m-a îmbrățișat când m-a văzut plângând, fără să fie nevoie de cuvinte. S-a sacrificat pentru noi, fără să ne facă să simțim asta. A fost mereu acolo când am avut nevoie. Am avut o copilărie minunată datorită lui. M-a legănat, plimbat, cântat și iubit așa cum sunt, cu mofturile mele, cu pretențiile și exagerările de care am făcut dovadă, ca orice fetiță alintată. Am parcurs un drum ușor pentru că mi-a fost alături și îmi doresc ca într-o zi să pot întoarce toți anii aceștia în care m-a făcut să mă simt asemeni unei prințese. Sunt cea mai norocoasă pentru că am cel mai bun tată din lume. Toate cuvintele din lume nu pot exprima ceea ce simt pentru tine și câtă dragoste îți port. Pentru ceea ce sunt astăzi îți mulțumesc.
Alina. Așa e, Alina rămâne ascunsă undeva în vioara, în cutia de rezonanță a viorii lui Marian Alexandru. Niște șervețele o să vă rugăm să ne aduceți și până când vor ajunge, cum e, maestre? Că din afară e emoționant. Și dacă v-ați ținut așa de gâtul viorii ca să nu curgă lacrima aceea. N-aveam altă. Am văzut că ați început să tactați. E greu. Da. Am feeling-uri mixte în toate sensurile astea. Ce spuneam și mai devreme. Mă bucur că ei nu le-a lipsit nimic, dar regret că n-am stat mai mult cu ei. Cam eforturile așa. Sunt apreciate. Sunt convins, da. Sunt recunoscute. Iată tributul pe care l-a plătit Marian Alexandru și poate ca el mulți alții, pentru că lucruri care nu se văd din exterior și se simt cu inima, de multe ori poate nici martori nu avem la ceea ce trăim, decât universul, cerul care este același pentru toată lumea, Dumnezeu care ne privește în suflet și crucea mai grea, mai ușoară pentru fiecare. A fost grea din punct de vedere emoțional, nu fizic. Că cred că orice muzicant, artist și-ar dori să măcar 10% prin norocul care l-am avut eu de la Dumnezeu și l-am în continuare și de familie și de, și de mulți prieteni la un moment dat, pot să spun, sau aia care sunt. Fără toate aceste lucruri nu poți să faci. Dacă nu ai înțelegerea de acasă, că uite, sunt atâția zeci de ani de când ne ținem structura casei, familiei, și atunci dacă nu există această bază, nici eu nu aș fi putut să-mi fac meseria și nici familia nu ar fi putut să meargă ca o familie normală, spun cu toată sinceritatea. Și atunci lucrurile au stat foarte constant, mulțumim lui Dumnezeu. Poate fi ceva făcut cu rezistență, cu trăinicie, câtă vreme nu are la bază un sacrificiu? Poate că din scriptură. Nu cred. Nu. Sacrificiile sunt mai mari, mai mici, dar sacrificiile trebuie făcute. Toți avem, toți facem. Dar nu ne-am gândit neapărat ca un sacrificiu. Pur și simplu așa ne-a dus viața. Aha, acum tragem o linie, cum și spunem, anumite regrete, anumite momente. Se întâmplă, cred că, la toată lumea. Fără îndoială. Dar suntem ok. Suntem ok. Mă bucur, iată că după lacrimi, așa cum după o ploaie, răsare soarele și e cu atât mai luminos și culorile sunt mai vii și mai frumoase. Revenind la momentul în care, ca să avem și dușuri și calde și reci, să mai și zâmbim și să vorbim de această bucurie și parcursul ca dirijor. Ajunsesem la baghetă, la o baghetă pe care nu v-ați dorit-o, pe care nu ați visat-o, n-ați gândit. Erați într-un confort, așa cum ați zis, cu ce făceați, fără să fiți în fața unei orchestre. E, aici vine iar o răspundere foarte grea, pentru că a fi la cârma unei orchestre, unui ansamblu, da, presupune în mod obligatoriu să cunoști din stilistica zonelor diferite ale folclorului din țară, presupune colaborări cu nume foarte mari ale interpreților din multele zone folclorice ale țării noastre. Un folclor foarte diversificat. Vorbind asta de muzică populară, ceva, dar da. Proiecte grandioase cu Loredana, spre exemplu, un alt gen de muzică. Da, toate au avut, cum să spun, o să încep de la munca pe care o făceam eu la ansamblu Ciocârlia de la 20-21 de ani. Am spus mai devreme că am avut norocul de a fi înconjurat de unii din cei mai mari muzicani și artiști. Tudor Pană, Ion Milu, Carabulea, Ton Iordache, Alecu Ilie, Stan Ion, adică muzicanți de elită, care toți acești oameni, nu neapărat că erau instrumentiști sau soliști acolo, chiar făceau și alte lucruri. Și eram foarte receptiv cu trecerea anilor, încercam să văd ce face un maestru ca Costantin Arvinte sau Ion Ivanovici,
mă uitam pe partituri, ceea ce puteam să fac, până la un moment dat, care v-am zis, a fost cu Ștefan Bucur în această formație, care iar m-a ajutat foarte tare, stăteam foarte mult împreună la repetiții să înțeleg lucruri. Până să vină momentul pentru dirijor al ansamblului Ciocălia, cum am zis mai devreme, nu-mi doream lucrul ăsta, pentru că nu-mi plăcea să amestec lucrurile. Nu sunt pregătit să fac treaba asta. Cum ai spus și tu, dacă te duci într-o fața unor oameni, unor muzicanți, unor artiști la orchestră, trebuie să-ți asumi anumite lucruri, adică nu poți să stai acolo și să ce. Dacă te pune deci te cineva... Te simți obligat să fii. Te simți obligat să duci, cum să zic, la cel mai mare nivel, orchestra, soliștii, cumva. Și nu aveam această, nu neapărat pregătire, dar nu aveam nici dorința asta. Și nu a aveam. Fost o provocare foarte mare. A fost o provocare, după care, într-adevăr, am luat acest examen și încercam să mă perfecționez, dar, în paralel, eu făceam înregistrări. Apropo de ce spuneai. Am înființat cu Loredana formația, marea trupă a Gurida, care și acum încă rezistă. Așa. Și am fost cumva, bine, pune în ghilimele, nu rebel în muzică. Am avut curajul să fac din piese foarte cunoscute, care le cunoaște tot poporul român, Mărioară de la Gorj, tot felul de trandafiri de la Moldova, sau toate aceste cântece cu greutate care se cântă și se vor cânta tot timpul. Le-am adus cumva într-o stare mai fresh, alt aer, cu alte sonorități, cu alt groove. Altă coloristică, da, altă orchestrare. Da, și vreau să spun că atunci când am făcut treaba asta, primeam mesaje și chiar mă atenționau unii critici că distrug, că fac, dar eu mi-am asumat tot ce am făcut. Uite că au trecut aproape 25 de ani de când, după care s-a înființat și trupa cu Taraful din Clejani, care colaborează. Adică orchestrațiile, ei știu că sunt făcute împreună, dar în mare parte ei am ajutat și ei știu treaba asta. Și nu numai. Deja atunci am început să descoper alte sonorități. Că stăteam și lucram cu orchestra înainte să fiu... Adică să vă descoperiți. Da. Până să fiu dirijor la ansamblu Ciocălie. Și atunci am simțit, bă, cred că ăsta e momentul acum să fac și în partea asta la mine, la ansamblu, această mișcare. Și din momentul ăla deja am descoperit alte sonorități. Într-adevăr, când te pui în fața unei orchestre, și erau atunci 25 de oameni, ce din simte? Fericire. Ce-ați păi simțit? Îți dai seama ce... Nu ai un acord dacă îți vine ca feedback de la o orchestră sau o notă sau un piano sau un forte. Cum te simți tu? Ce primești tu aici? Ce primești tu? Și atunci am descoperit această frumusețe. O altă frumusețe de a cânta eu la vioară. Sau ce simți atunci când ți se răspunde cerințelor? E, asta e. Pentru că eu dacă spuneam sau scriam ceva pentru orchestră, bine, totul se petrecea în cap. Așa se întâmplă, da? Și pe urmă vrei să auzi produsul ăla. Și ți-l dădea cu atâta frumusețe când lucrai și am zis, e frumos, e foarte frumos așa, știi? Să primești niște lucruri care tu le gândești și pe urmă le primești înapoi cu atâta frumusețe și cu dăruire până la urmă. Că, ce fidelitate, dăruiești, pentru fidelitate, că sigur. Nu întotdeauna poate. Și ați avut acest timp interior în care ați creat, în care, ce spuneați, sonoritățile erau doar așa, da, la nivel de auz interior. Pot să-ți mărturisesc că înainte mă puneam să adorm și sunau tot felul de chestii și aveam noroc, iarăși spun cuvântul ăsta mereu, puteam să intru în studio oricând și deja le puneam și le și înregistram și piese de la soliștii vocali care sunt atâtea și mă bucur că am colaborat cu atâta lume bună și artiști foarte buni și care au ascultat de sfaturile mele, practic. Ca un produs, trebuie să lucrezi foarte bine și cu solistul, știi foarte bine, să știi exact unde mergi, în ce zonă, ce vrei să faci. Și m-am bucurat de toate aceste lucruri. Și deci au existat multe nopți. Da. Nopți împletite cu armonii, cu muzică, cu scrieri, cu un studio. Știi aproape. Știi cui puneam eu primele melodii? Adică după ce înregistram, îi puneam Mihaelei, dacă îi plăceau ei. Dar nu neapărat. Un test așa, pentru că ea... Era din exterior. Era din exterior. Digera și... altfel decât un om care... Și de cele mai multe ori s-a adeverit că ea, în sensul ăla, avea dreptate. Avea dreptate. Eu încercam să văd altfel lucrurile. Și puneam... Dar nu întrebam dacă îți place. Și că te-mi place asta, știi? Sau asta, nu știu ce. O vedeam unde e mai... Și atunci, cumva,
pentru că Mihaela practic face parte din auditoriu. Nu părerea cea mai sinceră și cea mai demnă de luat în seamă. Da. Ce-i datorați astăzi Mihaelei, soției dumneavoastră? Sau ce simțiți că n-ați fi reușit să faceți fără sprijinul dumneai? Păi nu cred că aș fi putut să fac nimic. Mi-ar fi fost imposibil la viața care am dus-o eu, atât de aglomerată, atât de zbuciumată, nu, e mult spus. Aglomerată. Aglomerată să fac față tuturor spectacolelor, concertelor, repetițiilor, deplasărilor. Erau momente care ne vedeam la aeroport, îmi schimbam nu știu, valiza și plecam. Chiar au existat momentele astea, jur. Și ea a fost cumva tot stâlpul ăsta al nostru, al familiei și care a înțeles toată această situație. Și îi mulțumesc din tot sufletul meu. Noi am făcut 24 de ani de căsătorie pe data de 18 septembrie. Așa-i? Așa-i. Și... Păi nu, că ea atenționează. Vezi că e așa, vezi că e așa. Am înțeles. Foarte frumos. Și... Deci Alina e reminder. Da, și reminder. Și am dat telefon și am zis să-ți mulțumesc pentru toată răbdarea ta și tot ce faci pentru noi. Și că pentru noi, nu pentru familie. Da, pentru noi, păi tu ești. Înțeleg că în aceea zi, când ați împlinit acești ani, tot n-ați reușit să fiți împreună fizic? Nu. Am venit foarte târziu acasă. Da. Am fost la cântare, Vasile. Da, sunt convinsă că n-aveați paestre unde să fiți în altă parte. Care au fost obstacolele pe care ați simțit că le-ați întâmpinat de-a lungul vieții? Fiecare avem o aripă frântă în trecut. Care e aripa frântă? Care v-a adus unde sunteți acum? Dacă obstacol. Eu cred că am repetat cuvântul ăsta cu norocul și cu ce mi-a dat mie Dumnezeu și ce stradă a vrut să-mi facă mie Dumnezeu în viața mea. Și alături de mine, bineînțeles, cu familia și tot ce e în conjurul meu. Vă spun cu cea mai mare sinceritate, eu nu am întâmpinat greutăți până la acest moment. Singurele greutăți ale noastre, a familiei și ale mele personale în sufletul meu, e de când au murit părinții mei. Și atunci a rămas un gol care nu o să se umple niciodată și cam atât. Nu, n-am avut... niciun fel de piedici. Nu știu, poate că felul meu de a fi... Nu sunt un om răutăcios, nu sunt un rău dușmănos, nici pe departe, nici nu știu ce înseamnă să ai lucrul ăsta în suflet. Așa sunt eu. Dacă am putut să ajut, am ajutat, dar rău n-am făcut la nimeni. Pentru că vorbim de părinți, părinții importantele ființe care v-au iubit nemărginit, care pentru o șlefuire ca om în societate, iată, s-au apropiat de București. Care este prima imagine care vă vine în minte atunci când vă amintiți de mama? Sunt mai multe, dar acum vine... Mă amintesc că eu eram în clasa a doua și au plecat cu un camion ca să mute în București și cumva... A început să plângă foarte tare că mă lăsa pe mine la bunici. Aia e una. Părinții dinspre mamă sau dinspre dinspre mamă. Așa. Dinspre mamă, da. Aia e prima care vine și mă emoționează de fiecare dată când îmi amintesc. Plângea mama. Plângea foarte tare. Nu știam de ce plânge, dai seama. Ați aflat mai târziu. Am aflat, da. Și mama a fost un om care tata nu m-a lăudat niciodată. Niciodată. Dar foarte bine a făcut, până la urmă i-am spus. Știu eu. Nu, decât îmi spunea că... e ok. În schimb, mama, și când plecam la repetiții sau la servici, se uita la mine și că, vai de mine, vezi ce faci, tu ești cel mai bun, tu vezi să ai grijă de toată familia că o să ajungi. Adică a fost altfel. Mult altfel. Din păcate s-a stins de foarte tânăr, la 58 de ani a murit. A atacat-o un diabet ăsta foarte... Iar n-a mai ținut niciun fel de... Nici galopan, de gin, nici de regim. Da. Deci înțeleg că au lipsit foarte mult aceste cuvinte blânde și aprecierile dintotdeauna ale mamei. Dar poate că tatăl, fiind mai ferm așa și mai zgârcit,
vitregindu-vă de foarte multe aprecieri și așa, poate că și asta v-a determinat, nu știu, să vă ambiționeze și mai mult. Ambiționat, să știi. Ambiționat pentru că eu, la un moment dat, eu vreau să-i demonstrez lui tata. Să-i demonstrez lui. Ca până la urmă să-mi dau seama că el, asta era comportamentul lui. Și ciudat a fost că eu, când eram copil și creșteam, eu o iubeam pe mama. De la 14 ani, când am plecat cu tata, am început să văd altfel lucrurile, că eu munceam cot la cot cu el. Eu eram tânăr, dar el, îți dai seama, am cântat ani și ani de zile și venea, știi cum să fac alea la acordeoane, la... cum era mărăciunea și cum să cânta înainte, vai de soarta lui. Și am zis, bă, în momentul ăla eu trebuie să iau foarte serios lucrul ăsta, că eu nu pot să-l țin pe ăsta așa, că să moare naiba la atâta muncă, știi? Și deja eram matur la 14-15 ani, eram și vreau să fac cât se poate de mult să-l ajut. Și o iubeam pe mama. Și la un moment dat, nu știu cum, dar s-a schimbat tot sentimentul ăsta de milă, probabil din cauza milei, care îl vedeam pe ăsta că muncește ca un sclav. Poate exagerez, dar așa e, tu știi cum erau nunțile la țară. Și toată emoția asta și iubirea mea s-a dus spre el. Așadar, de la 14 ani, alături de tata, la evenimente. Ce a preluat Marian Alexandru de la mama și ce i-a rămas moștenire de la tata, dintre calitățile morale, ca să zic? Tata a fost un om foarte serios. Unde mergea foarte, foarte serios și foarte punctual. Și un om foarte bun, foarte bun la suflet. Mama, sărăcuța, aveam o relație ca... Mama era prietena mea. Dă-i seama că fumam de la 14 ani. Cu mama? Cu mama. Și ea îmi făcea, tata pleca săracul și la muncă, că de asta mereu mi-amintesc că el de la nunțile alea grele trebuia să ducă și la muncă, să muncească la servicii, la fabrică. Și am făcea cafea, adică, hai mai încă să bei cafea, știi? Relația noastră era atât de... A cunoscut-o și Alina, chiar dacă era mititică. Nu mi-aduc aminte foarte mult. Dar mi-aș fi dorit să o cunosc atât de bine. Pentru că simt că ne asemănăm așa, din tot ce povestești. O, să fii convinsă că ai preluat de la bunica. Da. Adică ea vorbea cu mine absolut tot, adică... Avea ceva special cu băiatul Marian? Pe mine m-a iubit cel mai mult și avea cea mai mare încredere. Da. Așa-i? Da, cu tot vine din frații noștri. Așa. Știi cum se spune? Mai mult te duci și te... Cum să zic? Te apropii mai mult de ăla, să zic, de frate meu, că avea mai multe greutăți. Ea era foarte și zicea direct, lasă că tu te descurci, tu nu știu ce. Știi... Da, cu totodată. Ca vârstă, cel mai mic, cel mai mare. Cel mai mic. Sora mea e mai mare ca mine cu 2 ani, pe urmă eu, fratele meu și încă o soră. Deci cel mai mic, cel mai vit, mezinul casei, nici n-avea este cum o să fie fată, altă. Da, e o fată, Daniela. Vorbeam la început de legături indestructibile între tată și fiică și dacă pe Alina deja am auzit-o... Într-o declarație, într-un monolog al inimii, ca să zic, adresat tatălui, maestre, pentru că v-am văzut cum vă sprijineați așa pe vioară ca să nu vă curgă o lacrimă, trebuie să dezvăluim telespectatorilor că și dumneavoastră, la rândul vă ați scris câteva rânduri adresate Alinei, dar o să le dau eu glas asta ca să știm că le ducem la bun sfârșit. Da. O să încep eu să citesc. Și dumneavoastră doar să vă uitați în ochii Alinei. Fiica mea, când erai mică și te găseam dormind, te sărutam pe frunte și te rugam să mă ierți că nu ți-am fost aproape când ai adormit. Și lângă tine închideam ochii încercând să-ți văd destinul. Și vedeam fata frumoasă de acum împrăștiind bucurie. Iar din public cineva spunea: o vedeți pe fata asta, e fata unui lăutar bătrân. Îl chema Marian. Da, eu sunt Marian, acel lăutar care a îmbătrânit. Azi e rândul tău
Îndeplinește-ți visul și cântă ca nimeni altcineva pe pământ. Zboară acolo sus, dar nu uita să vii și cu picioarele pe pământ. Cel mai mult la un spectacol de circ mi-a fost teamă de cei care făceau echilibristică. Un pas greșit și sunt în cădere liberă. Poate, într-o zi te va cuceri chipul frumos al unui prinț. În acea zi vei fi acel echilibrist pe sârmă, iar căderea va fi inevitabilă. Dorința mea este să înțelegi cu adevărat ce am vrut să-ți spun. Am îmbătrânit, Alina. Nu vreau să te întristez, uită-te însă în oglindă din când în când. Acolo vei vedea trăsăturile mele, în venele tale curge sângele meu. Chiar și atunci când sângele nu va mai curge prin vene, să nu uiți că Marian a fost tatăl tău. Nu am fost un înger, dar am încercat. Am încercat să fiu om. Încearcă și tu. Vă rog să-mi iertați emoția că pe alocuri am avut așa mici întreruperi. Nu sunt decât niște rânduri care transmit poate prea puțin. Câteodată nu găsim cuvintele potrivite pentru starea pe care am trăit-o și fiecare știe prin ce i-a trecut inima de-a lungul anilor, așa cum spuneam, cu muncă, cu trudă și cu toate astea, dirijorul iubit Marian Alexandru, violonistul îndrăgit și foarte apreciat, invidiat, așa cum am zis, pe alocuri, că sunt mulți care vă răvnesc locul la care ați ajuns în societate, e atât de sensibil. Nici nu am acum unul de înveț. Poate mă ajută Alina să vă zic, m-a emoționat foarte este... tare, vorbesc serios. Și pentru mine e o surpriză acum, că eu nu prea-l văd pe tata să plângă. Tata ia-i domat bunicului, să știi. Când l-ai văzut pe tata plângând, Alina? Plânge tata? Nu. Nici măcar că na, e vorba de bunicii mei. Și acolo foarte puțin. E foarte stăpân așa. Nu vrea să-și lase sentimentele să se vadă. Că e la suprafață. E mai rău, mai bine plângi. Am momente care, da. Dar știu că e mai rău. Mai bine îți dai sentimentele. Și totuși, defularea asta, unde e? În vioară. Luați vioara cumva. Sunt oameni care atunci când nu se pot descărca, nu pot să plângă, poate nu pot să strige, sunt oameni care nu se ceartă, care nu ridică tonul vocii, pentru că nu pot. E o neputință lor de a se vindeca în felul ăsta și atunci preferă, nu știu, să urce în mașină și să meargă. Ce face Marian Alexandru când îi vine să strige, să cânte la vioară? Să cânte la vioară. Sau să orchestreze ceva. Mai repede să cânte la vioară. Orchestratul, pe urmă, cine știe ce iese pe acolo. Dar așa, dai drumul și cânti absolut tot ce-ți vine. Ca o refulare, cum spui tu, dar la un moment dat devine o plăcere. Pântuneric. E în stare muzica să schimbe o stare de tristețe sau absolut. Mai mult o adâncește? Absolut. Absolut. O schimbă. O schimbă, absolut. O spun cu cea mai mare certitudine. Este Marian Alexandru un om credincios? Eu zic că da, dar nu vreau să zic că sunt așa de... Merg pe ideea că, într-adevăr, nu mă duc cine știe când la biserică, dar încerc din tot sufletul meu să am o relație cu Dumnezeu și cu... Așa... cu ce simt eu de aici. Atâta timp cât văd și eu în viața asta și oamenii de pe lângă noi, încerc să nu fac rău, cum am spus, dacă pot să ajut, ajut. Dacă ținem cont de aceste porunci ale lui Dumnezeu, pot să spun că sunt credincios. Pot să spun. Acum, văzându-vă cât de greu vă curge o lacrimă, deși am convingerea că aveți cascade pe suflet, poate mi-e mai ușor să vă înțeleg, poate că oamenii au nevoie
dă mai multă aplicare, dă mai multă atenție. Pentru mine, recunosc că ați fost așa misterios, ce spuneam, că stați așa ca după o cortină când trebuie să se deschidă scena, să înceapă un spectacol grandios și noi nu știam, pot să zic aproape nimic, despre omul Marian Alexandru, despre tatăl Marian Alexandru, despre soțul Marian Alexandru. Și mă bucur din toată inima că v-am avut în acest dialog și că v-ați deschis sufletul atât de mult. Până la, iată, a face o horă lacrimilor, dacă vreți, pentru că nu numai eu am lăcrimat, ci și colegii mei din regie și colegii mei de aici de la camere. Îți mulțumim mult. Cu mare drag. Îți mulțumim mult că eu vreau să spun, până am avut nu neapărat parte de aceste lucruri, nu mi le-am dorit. Atât cât mă știi tu pe mine, nu mi le-am dorit. Nu v-ați dorit bagheta? Nu. Păi, și iată, uite că de acum descoperim lucruri. Nu mi-am dorit. Eu sunt omul, m-am dus și mi-am făcut treaba mea care o știu. Dar vorbind cu Cosmin, am acceptat acest lucru cu mare drag. Să vin să spun câteva cuvinte despre viața mea, despre familia mea, despre drumul ăsta al meu, chiar dacă a fost acum într-o oră sau cât s-a desfășurat toată treaba asta. Poate că în altă emisiune sunt multe de discutat și sunt convinsă, mulți oameni care au atâtea subiecte frumoase și povești. Dar așa, în câteva linii mari, cam asta este povestea mea. Maestre, închei cu o întrebare, după care o să vă rugăm să încheiați dumneavoastră această emisiune. Însă înainte de a cânta, vreau să vă întreb, dacă cineva v-ar da o cutie cu tot ce ați pierdut în viață, așa, ce să fie ea? Și ați avea șansa să puteți lua ceva înapoi, ce ați lua? Păi copilăria nu, că aia n-a fost așa frumoasă. Nu iau pe aia. Dacă lucrurile astea așa, vreau să am familia care este acum. Pe asta mi-aș o dori. Aveți? Da, să iau și celelalte lucruri. Care dar asta celelalte? Nu se poate. Ceilalți oameni dragi. Părinții. Și timpul a pierdut, care trebuie să-l recuperez acum cu familia. Aici este durerea mea. Cea mai mare. Timpul n-a fost un prieten. Timpul și nici acum nu este, din păcate, da. Pentru anumite situații. Totodată, pentru anumite da. Situații. Dacă vorbesc despre asta, timp. Aș lua niște timp acolo. Mult timp. Și l-aș folosi mai mult pentru... Da. Așadar, vă invităm să cântați acum. Să curgă o lacrimă pe vioară sau mai multe, căci pe obraz. Da. Alina, mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, maestre. Și noi vă mulțumim. Îți mulțumesc din suflet. Cu mare drag. Și vă doresc putere emoționat. De muncă și sănătate și să faceți lucruri minunate cu care să ne... Să dea Dumnezeu la toată lumea la și eu îți doresc ție la fel și la toți colegii noștri. Sper ca timpul să devină cel puțin cum erau odată. Să fie cu pace. Să fie cu pace, cu sănătate, cu bucurii în sufletele oamenilor și să ne putem și noi să facem meseria. De fapt, toată lumea. Să dea Dumnezeu să fie bine. Doamne ajută! Dragi telespectatori, iată o altă ediție a emisiunii Sub Lupă. Se încheie aici, pe acordurile minunate ale viorii maestrului Marian Alexandru. Mulțumindu-i pentru prezența atât domniei sale cât și fiicei Alina Alexandru. Vă lăsăm cu bine și să dea Dumnezeu să ne fie spre folos fiecare emoție trăită aici sau aflată de la invitații de poveste ai emisiunii. Numai bine tuturor!
am fugit de acasă să învăț muzica. Nu știam că ficiorul nostru e prima vioară în orchestră simfonică. Și am descoperit pe internet, ne uităm acolo, scrie toate familiile, cine și cum. Ce ați simțit și atunci? Și am spus, măi, mutule, cum tu nu poți să-mi spui că tu ești așa la o răspundere mare? A doilea dirijor. Copilul de mic învață a vorbi, dar omul când ajunge bătrân învață să tacă. Unde găsim fericirea? De la nunta nepotului. Dragostea și credința să facem patru ochi. Cum se vede România de dincolo de Prut? Cum se simte românește de acolo? De acolo se simte ca un buchet de flori. Basarabia e o floare, dar România este un buchet de flori, pentru că sunt mai multe zone. Și toate sunt frumoase. Și sunt interesante. Și este o mândrie pentru majoritatea basarabienilor să fim împreună, cum a fost și altă dată. Este un gând care sperăm că se va împlini cândva.